Și acum știrile meteo. V-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Sandra Niculaescu și vă prezint informațiile meteo. După un weekend cu minus 22 de grade Celsius înregistrate la Vintilă-Vodă, putem spune că astăzi am avut o zi mult mai plăcută din punct de vedere termic. Așadar, după un cer de-au crăpat pietrele, vremea a intrat într-un proces de ameliorare. Termometrele au indicat o minimă de minus 17 grade Celsius la Vintilă-Vodă și Merei și o maximă de minus 7 grade Celsius în zonele deșese ale județului. S-au înregistrat temperaturi de minim minus 14 grade Celsius și o maximă de minus 7 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 16 grade Celsius și o maximă de minus 7 grade Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 14 grade Celsius și o maximă de minus 7 grade Celsius la Pogoanele și Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă s-a înregistrat o minimă de minus 17 grade Celsius și o maximă de minus 9 grade Celsius la prânz. La Lopătar a fost dimineața o minimă de minus 17 grade Celsius și o maximă de minus 8 grade Celsius în jurul prânzului, iar la Merei s-a înregistrat o minimă de minus 17 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 9 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, mâine norii vor acapara județul, însă temperaturile vor fi în creștere. Termometrele vor arăta o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de minus 3 grade Celsius la Buzău, o minimă de minus 12 grade Celsius și o maximă de minus 4 grade Celsius la Nehoiu, o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de minus 3 grade Celsius la Pogoanele și o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de minus 4 grade Celsius la Râmnicu Sărat. La Vintilă-Vodă vor fi o minimă de minus 13 grade Celsius și o maximă de minus 5 grade Celsius la prânz. La Lopătar va fi o minimă de minus 13 grade Celsius și o maximă de minus 4 grade Celsius în jurul prânzului, iar la Merei se vor registra o minimă de minus 13 grade Celsius dimineața, iar la prânz o maximă de minus 5 grade Celsius. În țară, vremea va fi rece îndeoseb dimineața și noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 10 grade Celsius în Moldova și minus 2 grade Celsius în Banat, iar cele minime se vor situa de la minus 16 grade în depresiuni și în nordul Moldovei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. În București, vremea va fi geroasă îndeoseb dimineața și noaptea. Temperatura maximă va fi de minus 5-minus 3 grade Celsius, iar minima va fi de minus 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, ziua vor fi condiții de fulguială, iar noaptea de ceață asociată cu chiciură, iar vântul va sufla slab până la moderat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteo. Sunt Sandra Niculaescu și vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să petreceți o zi cât mai plăcută alături de Campus TV.